Matei s-a mutat într-un sat de lângă București. Bună ziua! Bună ziua! Suntem vecini? Și s-a angajat ca profesor de sport la liceul din zonă. Bună ziua! Sunt Matei. Matei Rădescu. Da, știu cine ești. Bine ai venit. Ia loc, te rog. Și pentru că Dia a pus ochii pe el, încep și problemele. Dacă erai profesor de mate, era altceva. Doar că eu pe la sport nu prea dau. Mai ești nebună, potolește-te! Ești nebună, te spun, doamne director! Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? De ce ai lovit-o? Părinții fetei au fost înțelegători. Puteau să te propună pentru exmatriculare. Cine? E un tip, tata, e proful de sport. E vecin cu noi. Profesor și se uită așa după tine? Știu că mă place după cum îmi zâmbește. Doar că n-are curaj să facă un pas. Iar atunci când acesta dispare peste noapte, în locul lui vine Mara. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Mara Ene, profesora de sport. Ah, bine ați venit! Pot? Vă rog, dacă... Nu știu ce, abia am scos-o din servis. Care se îndrăgostește de Remus. Dar ce faci îmbrăcat așa? Unde mergi? În oraș. La film. În oraș? Cu cine? Vreau să vorbim. Despre ce? Nu face pe proasta. Știi foarte bine despre ce vreau să vorbesc. Despre tata. Spre marea nemulțumire a fiicei lui. Știi ce aș face eu? Nu zici vreo prostie de-a ta. Eu aș fi foarte drăguță și aș face-o pe la spate. Nimeni n-ar bănui nimic. Iar necazurile nu întârzie să apară. Tata, când tu nu ești acasă, nu se poartă așa frumos cu mine. Credeam că vă înțelegeți bine. De ce ai împins-o pe Dia? Poftim? N-am împins pe nimeni. Știi, dacă nu te băgai în pat la tata, nu aveam nicio problemă. Îmi erai simpatic. În felul ăsta ai devenit dușmanul meu. Să știi că am fost șocat. Nu mi-a venit să cred că vorbește așa. Până când... Tată, îți mai arăt odată buletinul. Nu o cheamă Mara, o cheamă Elena Rădescu și e sora nemernicului. Îmi spune că te-am găsit, doamne, 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 când am văzut că nu-mi răspunzi la telefon. Nu mi-ai zis că te hârciești de fata aia. Tu ești doar victimă colaterală. Dar el o să plătească pentru tot, pentru tot ce a făcut. Dar Dia minte! Vor mai reuși oare cei doi frați să scape din beci?